votat, a fost un vot mai puțin rațional și mai mult sentimental. Și mai mult sentimental, pentru că din dragoste pentru București, cuvintele de ordine astăzi, astea sunt mândrie, dezvoltare și invit pe toți, îi rog foarte mult să vină la vot, ca să-și aibă orașul pe care și l-au dorit. Care va fi bucureștenii să voteze? Programul dumneavoastră continuare astăzi care va fi? Păi mă duc în secții ca oricare, fac o tură de secții, atât cât voi putea face. Eu sper că cât mai mult. Ce estimați? Poftiți? Diseară după ora 7? În Alba Iulia, la sediu de campanie. Estimați că vor ieși astăzi bucureștenii la vot, spre deosebire de alte alegeri? Da, e frumos afară, parcurile așteaptă, după ce votează, îi invit în parcuri și invit acolo unde vor ei, pentru că au rămas foarte mulți în București. Asta am de speranța că e foarte important pentru simplu motiv că odată la 4 ani bucureștenii spun ceea și nu numai bucureștenii, spun ceea ce își doresc. Și ce își doresc ei, aia va fi. Mulțumesc!